la fix și jumătate. Și văzând că-i util, se simțea fericit cum nu se mai poate. Ce tenor minunat și ce glas studiat, un actor punctual și total. Se simțea ca un as, admirat și de ceas, gazda lui de un veac ne-a tictat. Și cucul iar ieșea să-și cânte aria, și iar intra ni-atac la nea tic-tac, tic-tac. Maestrul Cuc băuturi nu bea reci, își păzea vocea lui frumoasă, însă chiar de-ar fi fost și răcit, n-admitea la program să nu iasă. Până când rătăcit și flămând, de un timp a fost luat în casă. Un motan negricios, cam strângar și nervos, ce pe Cuc îl ochea și-l pândea. Că-i pungaș era cer, și-ntr-o zi din concert, pe tenor l-a răpit și-a fugit. Și cucul nu ieșea să-și cânte aria, pustiu era ni-atac la nea tic-tac, tic-tac. Răsfăța pe motan, nu știa ce-l tăia căpățâna. Ce să vezi, ce să spui tocmai lui, i-a dus la dejun smântână. Ce noroc pe flământ, însă ea observând, bietul Cuc sechestrat pe supa.